Vino cu noi să descoperi Ținutul de Calcar, un areal cu o încărcătură istorică, arheologică și culturală deosebită, considerat leagănul civilizației dacice la noi în Buzău. Supranumit și Ținutul de Calcar, dealul cu altitudini de 600 de metri este alcătuit predominant din calcare cu incrustații de scoici și melci. Cunoscută pentru calcarul cu incrustații de scoici și melci, tradiția sculpturii în piatră, tabăra de sculptură, mormintele tracice și grotele preistorice. Tabăra de sculptură în aer liber, înființată în 1986 de către profesorul sculptor Manole Gabriel, cuprinde opere realizate de mâinile dibace ale unor copii cu vârste de până în 14 ani. Tabăra a fost întreruptă în 1997 și reluată în 2009 de copii de la Liceul de Arte din Buzău. În comuna Naeni, grație cercetărilor arheologice, au ieșit la lumină mărturii ale vremurilor de mult apuse, dinaintea erei noastre. Este vorba despre grote preistorice și morminte tracice. Cercetările arheologice au scos la iveală o veche așezare tracică și o necropolă, în interiorul căreia s-au descoperit 10 morminte care datează din îndepărtata epocă a bronzului. Obiectele găsite în interiorul mormintelor sunt expuse la Muzeul Județean Buzău și Muzeul de Istorie din București. Grotele preistorice au o vechime de peste 4.000 de ani și au fost descoperite în timpul exploatărilor de calcar. În interiorul lor au fost găsite inscripții rupestre, oseminte, un altar, precum și obiecte și arme preistorice. O mare parte din piatra folosită pentru construirea casei poporului a fost adusă de aici, din Ținutul Calcarului din Buzău.